FCM Târgu Mureș a ajuns la a patra victorie în ultimele 5 meciuri din Liga 1 după partida de pe teren proprii cu Pandurii. Asta fie a tras primul semnal de alarmă la poarta lui Lazar, care a scăpat ca prin minune fără gol primit. Florin Dan a fost aproape de reușit în minutul 30, dar finalul primei reprize le-a aparținut oaspeților. Apostu a tras din doar 6 metri în brațele lui Balauru, iar un minut mai târziu Voiculeț a șutat și el milimetric pe lângă poartă. În repriza a doua, Petre Grigoraș a fost trimis în tribune, iar gorjenii au terminat meciul în corzi. Diego Ruiz a fost la un pas să găsească vinclul, dar Lazar a intervenit prompt, iar apoi gorjenii au avut noroc la ratarea lui Wagner. În prelungiri, victoraja Stafeia marcată din interiorul careului și a adus victoria gazdelor cu 1-0.